Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Transilvania la raport. Astăzi suntem mai mulți în platou aici la noi la Cluj Live. În primul rând Maria Forna, consilier PNL, consilier județean PNL, bine ai venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și colegul și prietenul nostru Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24, bine ai venit, Maria. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Trecem direct cu întrebările pentru Maria. Sunt multe discuții început de an, Maria Forna. Bugetul este deja și a început să fie împărțit, nu? Așa este, la ultima ședință de Consiliu Județean, care a avut loc săptămâna trecută, am votat bugetul Consiliului Județean Cluj pentru anul 2022. Este vorba despre un buget în valoare de peste 1,5 miliarde de lei, însă bugetul efectiv de funcționare al Consiliului Județean este de 913 milioane de lei. Din acest buget, un quantum de 47% va merge către funcționare, iar 57% va merge către 53% va merge către dezvoltare. Discutăm despre un buget de dezvoltare în valoare de 513 milioane de lei, din care peste 450 de milioane de lei reprezintă fonduri europene, iar diferența este reprezentată de fonduri de la Consiliul Județean. Ne propunem și echipa condusă de președintele Alin Tișe își propune ca în acest an să bugeteze cât mai multe proiecte și aici mă refer la proiecte atât din zona de sănătate cât și din zona de dezvoltare a infrastructurii rutiere de care avem atâta nevoie. Toate aceste cifre le-ați învățat pe de rost, este o sarcină de serviciu, să spunem. Toți consilierii știu pe de rost aceste cifre de la bugetul județean. Mă, nu știu dacă toți consilierii, însă cred că atunci când avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre și mai ales că vorbim despre bugetul Consiliului Județean, cred că este foarte important să studiem, să analizăm și atunci când suntem întrebați, nu doar de mass media, dar și de cetățeni, ce dorim și ce ne propunem să facem în acest an, cred că trebuie să fim foarte bine pregătiți din acest punct. Era doar curiozitate. Da. Doamna Forna, aș dori să povestim puțin și să ne explicați care ar fi prioritățile Consiliului Județean în acest an, primele trei mari capitole de investiții. Drumuri ar fi primul, mă gândesc. Da. În ceea ce privește drumurile, Consiliul Județean își propune ca în acest an să fie reabilitați și modernizați 100 de kilometri de drumuri județene. Practic, dintr-un total de 1250 de drumuri județene, au mai rămas aproximativ 100 de kilometri de drumuri care mai necesită intervenții. În acest sens, sunt alocate peste 70 de milioane de lei, fonduri atât europene cât și din bugetul propriu al Consiliului Județean. Este o realizare, spun eu, foarte mare, faptul că, iată, peste 90%, mai mult de 90% din drumurile județene sunt extrem de bine puse la punct, modernizate, reabilitate. Cred că drumurile județene reprezintă o carte de vizită pentru orice județ, pentru că pe acestea tranzităm și cel puțin în ultimii 4 sau 6 ani de zile Consiliul Județean a pus foarte mare accent pe investițiile în acest sector, repet, atât din fonduri europene, pentru că s-au absorbit foarte multe fonduri europene pentru infrastructura de transport, dar și din fonduri naționale și fonduri proprii. Alte priorități? Legat de drumuri, vreau să vă mai întreb dacă ne puteți, sau spectatorilor, telespectatorilor, să le spuneți cam ce zone vor intra în acest proiect cu aceste drumuri județene, ca să știe oamenii la ce să se aștepte în perioada următoare. Pot să spun că sunt drumuri, cam din drumuri județene din toate
colțurile județului. Pot să dau un exemplu în acest sens, inclusiv un drum foarte important care leagă Băișoara, Luna, Buru, la graniță cu județul Alba. Este un cam cel mai mare drum județean de la nivelul județului Cluj, drumul județean 107M. Este foarte tranzitat, mai ales că deservește și zona de munte a județului Cluj, unde știm că sunt vestitele pârtii de schi, dar, bineînțeles, această zonă turistică este tranzitată nu doar pe timp de iarnă, cât și pe timp de vară. De asemenea, cetățenii care locuiesc în acele zone aveau nevoie stringentă ca acel drum județean să fie reabilitat. Bineînțeles, discutăm și de alte drumuri în zona de Gherla, de Dej, de Câmpia Turzii, Turda, în zona Uheidinului. Există un calendar de lucrări. Este adevărat că anumite lucrări au și trenat din cauza problemelor cu care, mă rog, Consiliul Județean, pe care Consiliul Județean le-a avut cu anumiți constructori, constructori mai mult sau mai puțin serioși. Observăm constructorii în general sunt serioși, am văzut asta și la nivel de municipiu. Firmele au diverse probleme, începând de la forța de muncă. Vedem că e o criză a forței de muncă, nu doar în domeniul construcțiilor, a reabilitării drumurilor, dar și în zona de Horeca. Eu am încredere că aceste probleme se vor soluționa, pentru că, repet, fonduri sunt, există bunăvoință și intenții de la Consiliul Județean, astfel încât aceste proiecte să se deruleze, și am încredere că... Poate puneți și o vorbă bună pe lângă cei care se ocupă de partea de reabilitare a drumurilor. Am primit la Cluj 24 o sesizare din partea locuitorilor din zona satului Vlaha, care au nevoie de ajutor pentru reabilitarea unui drum care aparține Consiliului Județean, Vlaha Vălișoara, de la Săvădisla. Dacă puteți să vă interesați, poate le dați o mână de ajutor și se rezolvă și acea porțiune, care nu are mai mult de vreo 2-3 km. Sigur. E foarte utilă. Chiar în cadrul Consiliului Județean, în ședința DCJ de săptămâna trecută, un coleg a menționat această problemă, iar domnul președinte Alin Tiș a spus că în acest an se va interveni și pe acel drum. Deci se cunoaște problema și în mod cert se va interveni, pentru că este o porțiune relativ mică de drum și se poate interveni rapid. Alte investiții? Că întreba Vasile Măgrădean. Avem pe zona de... apă este, cred că, a doua prioritate a județului în zona de munte, din câte am înțeles. Este vorba despre proiectul pe fonduri europene al companiei de apă, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean. Este un proiect de peste 400 de milioane de euro pentru introducerea apei, a canalizării atât în județul Cluj, dar și în județul, o parte din județul Sălaj. Aici, într-adevăr, domnul președinte Alin Tișe a lansat chiar săptămâna trecută acel proiect care vine să introducă și să conecteze practic rețeaua de apă și de canalizare de la Huedin spre o serie de aproximativ 5 sau 7 comune din zona de munte. Este un proiect foarte important, discutăm despre o rețea de peste 40 de kilometri de apă, dar și rețea de canalizare. Iar cu acest proiect putem spune că peste 90% din cetățenii județului Cluj vor fi racordați la apă și aproximativ 85% din cetățenii județului Cluj vor fi racordați la sistemul de canalizare. Și valoarea acestui proiect, investiției, dacă tot era vorba de cifre, știți și pe asta? Nu știu sigur și n-aș vrea să induc opinia publică în eroare, însă știu că este o investiție de anvergură, doar dacă ne gândim ce anume presupune faptul că... Exact.
și în spitale, în continuare, văd că se investește și vine multă aparatură. Pe lângă investițiile pe care Consiliul Județean le realizează atât la nivelul spitalelor din subordinea Consiliului Județean și nu numai, vreau să amintesc două proiecte cheie ale Consiliului Județean și aici mă refer la Centrul de Transplant, Centrul Integrat de Transplant, care are o valoare de peste 190 de milioane de euro. În bugetul de anul acesta, acest proiect beneficiază de 65 de milioane de lei. Este vorba despre fonduri care sunt necesare pentru demararea studiului de fezabilitate. Apoi discutăm despre Spitalul de Copii Monobloc, iarăși un proiect de peste 200 de milioane de euro. În bugetul pe acest an sunt prevăzuți 22 de milioane de lei, fonduri care vor fi necesare pentru finalizarea studiului de fezabilitate și demararea efectivă a lucrărilor. Fonduri europene, să înțelegem? Cele două proiecte sunt parte a Planului Național de Redresare și Reziliență și da, vor beneficia și de fonduri europene pentru că asemenea cuantumuri implică, bineînțeles, și fonduri europene. Este destul de dificil ca o instituție, chiar dacă vorbim de Consiliul Județean, să poată să susțină în totalitate costurile acestor proiecte, însă, așa cum am spus, există prevăzute proiectele în Programul Național de Redresare și Reziliență și, de asemenea, Consiliul Județean mai are și proiecte în Programul Național de Investiții Angel Salini. Este vorba despre peste 90 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, pentru 13 drumuri județene și 4 poduri. Pe partea de sănătate aș dori să ne abordăm un subiect. Am vorbit de spitale. Dumneavoastră sunteți și președinta Organizației de Tineret a PNL-ului la Cluj și știu că ați avut o acțiune de donare de sânge, ținând cont de criza actuală de sânge din spitalele din Cluj. Aș vrea să vă întreb cum a mers această acțiune și mai aveți și o altă funcție, în afară de cea de Consiliul Județean și de cea de președinte la PNL, de președinte la TOP-ul. Este o structură județeană care are și oarecum se ocupă de structurile de ordine publică, poliție, jandarmerie. Dacă pe partea asta aveți ceva în plus să ne spuneți legat de donarea de sânge, cum puteți să implicăm și politiștii, jandarmii și cei care se află în această structură? Este adevărat, cu ocazia Zilei Micii Uniri, în 24 ianuarie, la nivelul Organizației de Tineret, la nivel național a avut loc o campanie de donare de sânge. Bineînțeles că și noi, Organizația de Tineret a PNL Cluj, am achiesat la această acțiune pentru că, oricum, această activitate de a dona sânge este o tradiție în cadrul organizației noastre. Noi donăm de aproximativ 2-3 ori pe an pentru că este important să, în primul rând, să ne implicăm în acțiunile civice la nivelul județului Cluj, dar este important și atunci când este nevoie de sânge, în acest caz, pentru că Centrul Regional de Transfuzii periodic fac apel la cetățeni să se implice și să doneze sânge. În acest sens am considerat că este important să dăm o mână de ajutor. Am participat aproximativ 20 de colegi, am donat sânge, chiar și eu personal am fost eligibilă pentru a dona. Am specificat la finalul acțiunii, acolo la centru, faptul că dorim ca sângele să fie direcționat către doi pacienți. Un pacient este chiar din breasla jurnalistică, doi pacienți care traversează momente foarte dificile. Și cred că mai ales în acele momente este foarte important să simți că cineva empatizează și se solidarizează cu tine. Ne-am bucurat să aducem o rază de speranță, ne punem toată încrederea
în primul rând în profesionalismul medicilor și în dorința de a lupta pentru propria viață a celor doi pacienți. Și le urez cu această ocazie multă sănătate.